Marți 25 octombrie, în sala de festivități a Colegiului Energetic din Râmnicu-Vâlcea, a avut loc evenimentul de prezentare a primei strategii naționale pentru sport. La eveniment, pe lângă Eduard Novac, ministrul sportului, a fost prezentă Silvia Stroescu, fostă campioană olimpică și mondială la gimnastică, precum și oficiali guvernamentali, dar și reprezentanții ai domeniului sportului și administrației de la nivel județean și local. Este un pas pe care noi sperăm să-l valorizăm la maximum și să beneficiem de toate rezultatele pe care le preconizăm sau le-a preconizat domnul ministru care lucra la această strategie. Strategia se ține pe 10 ani, se axează foarte mult pe partea de infrastructură. Proiectul își propune să readucă sporturile prioritare de tradiție, precum handbalul sau gimnastica, la cel mai înalt nivel de performanță. În strategia propusă au fost identificate 15 sporturi naționale prioritare, printre care recâștigarea gloriei gimnasticii. Încercăm printr-o strategie proprie, creată de Federația Română de Gimnastică, să dezvoltăm o infrastructură la nivel de țară, cu toate școlile și grădinițele, dacă avem cumva acces să se echipeze cu un daily gym, dar de mare folos, să creștem puțin numărul de gimnaste, numărul la nivel de masă în acest sport, după care, de asemenea, ne dorim să se construiască 7 centre regionale în țară, care să fie la standarde internaționale atât pentru competiții cât și pentru antrenamente și ne-am dorit, dacă se poate și aici, să avem o secție de gimnastică, pentru că în această zonă gimnastica nu este absentă. Strategia Națională pentru Sport 2022-2032 reprezintă prima strategie integrată din ultimii mai bine de 30 de ani a acestui domeniu. Acesta se bazează pe trei piloni de dezvoltare: sportul comunitar de masă, sportul în educație și sportul de performanță. Obiectivul, avem trei obiective mari în această strategie. Avem așa, sportul de școală, sportul de masă și sportul de performanță. Ne dorim o reformă, lucrurile să fie finanțate pe profesionalism, pe rezultate și cred că acest lucru o să schimbe foarte mult. Nu se va întâmpla de zi pe alta, dar 10 ani putem ajunge. Prin acest proiect sunt propuse 70 de obiective strategice pentru sportul din România, care trebuie implementate în decurs de 10 ani. Strategia a fost elaborată cu sprijinul de specialitate al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în urma unui proces amplu de consultare, în care peste 445 de persoane, reprezentând 375 de entități centrale și locale, au trimis puncte de vedere. Obiectivele strategice sunt și pe sport de performanță, sunt și pe sport de școală și sunt și pentru sport de masă. Poate să fie un obiectiv strategic este de pildă noua lege a sportului sau infrastructură, strategie de infrastructură sau noua, nu există, sistem de specializare a antrenorilor. Deci avem 70 de obiective, multă, desigur, dar ne dorim ca acest document să nu rămână doar cu noi, Din cele 70 de obiective strategice de importanță majoră sunt prioritizarea sporturilor olimpice de tradiție, descentralizarea structurilor și bazelor sportive din structurile de stat, crearea unui sistem în care sportivii de performanță să se poată antrena în cele mai bune condiții în centre regionale de excelență sau olimpice, 6 de vară și 3 de iarnă, care vor putea funcționa pentru sporturile prioritare și care vor fi independente. În Europa, doar Bulgaria și România mai au cluburi sportive de stat. Centre regionale în care am a fi construite pe baza sporturilor prioritare și din zona acestor centre 5-6 județe, sportivi talentați din zona rurală, din zona urbană, cei talentați în aceste sporturi să intre în acest centru și să poată să practice sportul la înaltă performanță, să facă școală acolo, să aibă cazare în masă și să stea într-un sistem academic, să zic așa, și ferit de lumea care, să zic așa, adică să oferă un sprijin. Este vorba despre copii peste 14 ani. Deci noi ne gândim acest lucru în contextul în care toate cluburile vor fi private, cu
schimbarea cu reforma aceasta din grupul să devină grupuri private și autoritățile locale să preia bază sportive, o să putem să facem o mare, cum să zic, restructurare a banilor cheltuiți și acel bani o să ajungă la sport, o să fie multe. Strategia de infrastructură este una foarte simplă. Toate reședințele de județ trebuie să aibă în 10-20 de ani bazele sportive pentru sport pentru lege. Sporturile individuale prioritare de interes național conform Strategiei Naționale pentru Sport 2022-2032 vor fi canotaj, judo, tenis de masă, lupte, natație și pentatlon modern, scrimă, ciclism, box, caiacanoe, atletism, gimnastică, iar cele de echipă, fotbal, basket, handbal, rugby, volei, polo, hockey pe gheață, oină. După conferință, cei prezenți la eveniment au participat la momentul de decernare diplome și medalii elevilor care practică sportul în cadrul Centrului de Excelență de la Colegiul Energetic. Sală polivalentă de sporturi individuale. Pe box, pe caracterul, situația cum e la noi, dacă facem în cele normale, este foarte mare îngheșeală. Avem un sportiv, 50 de categorie, dacă boxează suprafețe, e foarte dificil. O sală de sporturi individuale în mijlocul țării, cum ar fi Vâlcea, Sibiu, mi-ar prinde bine. Știu, avem un strategie cu respect. Și la revedere!